De ce domnul Tudor Chioariu este încă în PNL, condamnat definitiv în PNL și în Parlament, ceea ce e mult mai grav? Acesta este una din situațiile care vor trebui lămurite foarte clar și foarte tranșant, dar după campania electorală. A fost lămurită în justiție. Domnul Chioariu are o sentință definitivă penală. Această chestiune, ca și alte chestiuni, va fi definitiv lămurită în momentul în care se finalizează înregistrarea noului PNL, care are o prevedere foarte, foarte clară la această chestiune. Cine are o condamnare definitivă penală? Ați importat de la PDL. Este din oficiu decăzut din dreptul de membru de partid. Păi acum mai avem 5 zile până când avem o decizie în instanță, dacă nu se face o contestație, și atunci lucrurile vor fi foarte, foarte clare. Deci, trebuie să facem o discuție publică tocmai pentru a nu pune pe nimeni în situația să discutăm este, nu este. Am introdus-o în statut. Deci cine are condamnare nu mai este pur și simplu membru. Ca manifestare de voință reformistă, vă mărturisesc că personal aș fi așteptat de la un candidat să spună un lucru simplu, pe care toți cei care ne privesc cred că îl consideră de mare bun simț. Ai o condamnare penală, eu, președinte de partid, nu-ți mai pot acorda susținerea și nici nu-ți mai pot acorda susținerea în Parlament. Și îți cer demisia, să pleci de acolo, deoarece ești condamnat penal. Vi se pare rezonabil? Mi se pare rezonabil. Și de ce nu o spuneți? O să o spun. Păi aveți ocazia acum. În partid. Întâi discuție internă. Altfel. Și veți cere să plece și din Parlament? Deci eu voi cere tuturor să respecte statutul. Asta este datoria mea de președinte de partid. Să facă în așa fel încât să fie respectat statutul. Simplu de tot.